Hai noroc, data asta vreau să vă lămuresc în legătură cu varianta de Android a jocului GTA România Anniversary Edition. Pentru că am văzut că câțiva sunteți nelămuriți pe Discord și unii chiar m-ați întrebat în comentarii pe YouTube și vreau să clarific asta oficial, să și știe că chiar se face o variantă a GTA-ului România Anniversary Edition. Puteți să spuneți oficial, pentru că eu... am ajutat să formez echipa de bază a acestui mod, dacă vă vine să credeți. Este formată din doi băieți. Acesta fiind, acum știut, Paco, înainte se zicea Kyoto, și Eric. Eric, cine a ajutat cu Lulumazu, de la atât în gât. Și acum, mai nou, l-a adăugat pe tipul ce a făcut varianta de GTA România 2 pentru telefon, acel Rockstar Games România. Și, na, aceștia sunt cei trei developeri ce lucrează la versiunea de Android a jocului. Vreau să vă spun că eu nu am versiunea în mână, eu nu am o versiune a acestui joc, nu pot să fac un gameplay cu el, să-l fi pus pe fundal, era altceva. Dar asta e, mi-a dat Eric câteva imagini de pe o versiune improvizată, pentru că jocul de bază nu este făcut pe Mali momentan, este pe Adreno, va fi și pentru Mali, că na, am eu un telefon Mali și cred că vreau să mă joc și eu, nu știu. La mine, logic ar fi să facă și pentru Adreno și Mali, ca așa au spus. Da, nu am jocul, nu am o versiune a jocului să pot să joc, așa că o să vă arăt niște poze. Dar înainte de asta vreau să vă explic că jocul este făcut pe GTA 3, fraților, nu este făcut pe GTA Vice City, pentru că... pe varianta de telefon a GTA-ului Vice City nu există modul GTA Liberty City. Fără acest mod nu există GTA România 2 sau GTA România Romanian Stories sau GTA România Anniversary Edition. Aceste jocuri nu există pe telefon fără acel mod. Așa că s-a improvizat și s-a folosit GTA 3-ul din cauza mapei. Din cauza acestui lucru este folosit GTA 3-ul. Că altfel foloseau și Vice City-ul și făceau ca la carte un GTA România Anniversary Edition pe telefon. Hai să nu mai zăvăbesc mult pentru că mă gândesc că ați înțeles și hai să vă arăt o primă poză. Vedeți că este acea textură cu costel vulcanizare de am făcut-o pe live, a pus-o frumos elegant. Și na, o să fie o grămadă de similarități cu cel de pe PC. Nu va fi leit, vă dați și voi seama că nu se poate așa ceva, GTA 3 în Vice City. Se improvizează chip pe telefon. Dar va fi o grămadă de similarități și o grămadă de texturi de pe PC. Mai avem o poză în care am pus o textură la Catena, din nou, pe live. Curată textura de am pus-o EMAG, tot pe live am pus-o și aceasta. Textura Ocan, tot pe live. Aceste două texturi cu GTA-urile trecute, ce nu le-am pus pe live, era un secret, a apărut în trailer. Acum ne arată un bloc ce este de pe PC. Aici avem Dacia albă, ce o avem și noi în GTA-ul nostru Anniversary Edition de pe PC. Apropo, playerul acela alb, ignorați-l pentru că nu este Cloud. Cred că vor folosi ca player un Traian Băsescu de pe România 2. Aici avem și golful iconic al lui Remus. Și precum vedeți, aici este și texturile la poliție. Pentru că, na, cum am spus, o să facă cât de similar posibil, ba chiar o să ia și niște texturi dacă se poate. Și ce este meniul? Aceea, deci arată exact ca pe PC, nu este o diferență majoră deloc și, na, cam astea au fost imaginile ce am avut să vi le arăt. Și, na, sper că v-am lămurit că Eric, Paco și Rockstar Games România fac acest joc pe Android. Nu-l fac eu, nu-l face Linel, nu-l face Remus. Este făcut pe GTA 3 și GTA 3 pe telefon are limitări extrem de mari. Așa că nu va fi extrem de similar cu cel de pe PC, dar va fi o recreație pe GTA 3 cu limitări. Ceea ce vreau să spun este că nu va fi unele mașini. Na, unele texturi vor fi improvizate pentru că, din nou, sunt rezoluție mare și nu poate să ducă pe telefon. Bă, Doamne ajută să iasă ceva ok, eu habar n-am că nu fac eu pentru ei moduri, ce mai le-am dat o textură de... Le mai dau texturi să pună. Și ce fac eu pentru acest mod? Le dau texturi și am mai făcut niște numere de matriculare, atât. Nu știu eu să pun textura în joc sau să schimb un text sau să pun alt player, adică nu las la harță cu Paco să pun o mașină care era pe GTA 3 și când a pus-o avea texturile stricate și na, el știa treaba asta și m-a luat la ceartă degeaba cu el. Deci, na, sunt chestii pe care eu nu le știu și na, nu ajut eu acolo. Deci, sper că v-am lămurit și vă salut. Asta a fost tot.